PSD reușește să-i îndepărteze pe membrii PNL din funcțiile administrative. Este și cazul fostului viceprimar liberal al municipiului Drobeta Turnu Severin, Daniel Cârjan. Acesta a fost înlăturat din executivul primăriei în urma unui proiect la limita legii, inițiat și votat de către socialdemocrați. Partidul Național Liberal va analiza foarte serios continuarea în actuala majoritate a Consiliului Local în aceste condiții. Nu putem să mai facem parte în actuala majoritate. Consilierii UNEPR și PDL au refuzat să gireze schimbarea din funcție a lui Daniel Cârjan și validarea lui Romulus Vâlcu. Răfuielile politice ar trebui să fie ținute departe de forul local, au subliniat aceștia. Mă întrebam eu și cu colegii mei acum un an de zile, atunci când s-a format această majoritate ilegitimă, cu ajutorul unora care atunci când treceau pe stradă și vedeau clădirea asta, nu visau vreodată să fie în ea, dar iată aici la masă și au votat împotriva contrar votului cetățenilor, mă întrebam oare cât va dura. Iată că a venit momentul și astăzi asistăm, cred eu, la un moment unic și anume inițierea unui proiect de hotărâre pentru schimbarea viceprimarului PNL, printre inițiatori fiind și doi consilieri PSD. Prin urmare, noi am decis ca să nu participăm la vot și să urmărim deznodământul acestei răfuieli politice din afară. Din păcate, cred eu că acest război politic intern între cele două formațiuni este în detrimentul omului simplu, cetățeanului de rând, care asistă neputincios la tot ceea ce se întâmplă în Consiliul Local. Într-un final, votul majorității consilierilor a fost suveran, iar Romulus Vâlcu a depus jurământul de investitură în funcție. A fost, de altfel, singurul proiect de pe ordinea de zi care l-a interesat pe primarul Gherghe. Acesta a părăsit rapid sala imediat după ce și-a văzut nepotul viceprimar. Cred că nu este nimic de ascuns faptul că domnul Gheorghe Constantin este moșul copilului meu. Fostul viceprimar Daniel Cârjan consideră că schimbarea sa din funcție s-a făcut în mod ilegal și fără să se respecte legea. Motiv pentru care a declarat că va contesta hotărârea. Schimbarea din funcția unui viceprimar se face pentru niște motive dovedite, temeinice, și anume dacă a încălcat Constituția, legile țării, nu reprezintă interesele unității administrative sau teritoriale respective. Bun, poate dumneavoastră ca presă, reprezentanța presiei, ați văzut la mapele care au existat astăzi, nu există absolut niciun motiv invocat legal care să justifice schimbarea mea din funcția de viceprimar. Lupta politică a primat și primează în continuare în cadrul Consiliului Local. La un an de la învestire, consilierii locali municipali nu au reușit să voteze nici măcar un singur proiect major pentru municipiu. Ei sunt preocupați decât de lupta pentru putere, lupta internă pentru putere, da, în interiorul partidelor, și cetățeanul este uitat undeva, v-am spus, asistă practic neputincios la această luptă care practic este în detrimentul lui. Într-un final, toate proiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței au trecut cu votul majorității consilierilor.